Alleluia, Alleluia. Ne cânte că voios, Alleluia, slăvim pe Hristos, Alleluia, din veci ne-a iubit și ne-a mântuit, Alleluia, Alleluia. La această sfântă liturghie ne rugăm și pentru răposații Eugen, Mihai, Veronica și răposații familiei. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Pacea să fie cu voi și cu Duhul tău. Continuăm bucuria învierii Domnului în octava în care ne aflăm, dar cu privirea îndreptată și spre icoana lui Iisus milostiv, pentru că mâine, în încheierea octavei Paștelui, noi sărbătorim și duminica sau sărbătoarea Divinei Îndurări, despre care veți auzi mai multe lucruri la Sfintele Liturghii de mâine. Adunând toate gândurile și intențiile noastre bune, îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru tot ce am greșit, ca să participăm cu demnitate și cu mult folos sufletesc la celebrarea Sfintelor Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc,
Dumnezeule Părinte atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. Doamne, Fiule unul născut, Iisuse Hristos, Doamne Dumnezeule, mielului Dumnezeu, Fiule Tatălui, care e asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care e asupra ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Gloria, Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur, Doamne, Tu singur, prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, în întrunirea Lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Gloria, 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 in excelsis Deo. Să ne rugăm. Dumnezeule, prin revărsarea harului Tău, Tu sporești numărul celor care cred în Tine. Te rugăm să privești cu bunătate la aleșii Tăi, pentru ca ei care au fost renăscuți prin sacramentul botezului să fie înveșmântați cu nemurirea fericită. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Faptele Apostolilor. În zilele acelea, văzând comandanții, bătrânii și cărturarii îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, și știind că sunt oameni fără învățătură și necunoscători, au rămas uimiți. Îi recunoșteau că fuseseră cu Iisus, dar privindu-l pe omul vindecat care stătea în picioare împreună cu ei, nu puteau spune nimic împotrivă. Atunci, poruncindu-le să iasă afară din Sinedriu, s-au sfătuit între ei, spunând: ce să facem cu acești oameni? Căci le este cunoscut tuturor celor care locuiesc în Ierusalim că prin ei s-a săvârșit un semn evident și nu-l putem nega. Dar ca aceasta să nu se răspândească și mai mult în popor, să-i amenințăm să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Și chemându-i, le-au poruncit să nu mai vorbească absolut deloc și să nu mai învețe în numele lui Iisus. Dar Petru și Ioan, răspunzând, le-au zis: judecați voi dacă este drept înaintea lui Dumnezeu
să ascultăm mai degrabă de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit. Dar ei, amenințându-i din nou, i-au lăsat să plece, negăsind nimic pentru ce să-i pedepsească din cauza poporului, pentru că toți îl glorificau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Te laud, Doamne, pentru că m-ai ascultat. Te laud, Doamne, pentru că m-ai ascultat. Lăudați-L pe Domnul pentru că este bun, veșnică este îndurarea Lui. Domnul este tăria și lauda mea, El este mântuirea mea. Strigăte de bucurie și de biruință se aud în corturile celor drepți. Te laud, Doamne, pentru că m-ai ascultat. Dreapta Domnului a făcut lucruri minunate, dreapta Domnului m-a înălțat. Nu voi muri, ci voi trăi și voi istorisi faptele Domnului. Te laud, Doamne, pentru că m-ai ascultat. Domnul m-a pedepsit, da, m-a pedepsit, dar nu m-a lăsat pradă morții. Deschideți-mi porțile dreptății, ca să intru și să-L laud pe Domnul. Te laud, Doamne, pentru că m-ai ascultat. Aceasta este poarta Domnului, cei drepți vor intra prin ea. Te laud pentru că mi-ai răspuns și ai fost mântuirea mea. Te laud, Doamne, pentru că m-ai ascultat. Victimei de Paști mărire, să-i cânte întreaga fire. Mielul salvează turma sa de vinovăția grea. Cel fără de păcat ne-a răscumpărat. Moartea și viața s-au luptat, hotărât s-au înfruntat, dar viața lui Iisus moartea a răpus. O Marie, ce-ai văzut când la groapă ai șezut mormântul Mântuitorului și gloria Biruitorului? Îngeri și veșminte, mărturii preasfinte, a înviat Hristos, speranța mea, în Galileea vi se va arăta. Credem, Doamne, cu putere în a Ta înviere, Tu, Rege învingător, fii îndurător. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Să fie cu voi și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. Mărire ție, Doamne! După ce a înviat, în dimineața primei zile a săptămânii, Iisus i-a apărut mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese 7 diavoli. Ea a plecat și a povestit celor care fuseseră cu el, care acum se jeleau și plângeau. Dar ei, auzind că trăiește și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. După acestea, a apărut altor doi dintre ei sub o altă înfățișare, în timp ce mergeau la câmp, iar ei s-au întors și au povestit celorlalți, însă nu i-au crezut nici pe aceștia. În sfârșit, le-a apărut și celor 11 pe când stăteau la masă și i-a dojenit pentru necredința și împietrirea inimii lor, pentru că nu i-au crezut pe cei care l-au văzut înviat din morți. Apoi le-a spus: mergând în lumea întreagă, predicați Evanghelia la toată făptura. Cuvântul Domnului. Lăudăție Hristoase. Iubiți credincioși care sunteți în comuniune directă cu noi prin mijloacele moderne de comunicare, am citit și am ascultat adineori concluzia Evangheliei după Sfântul Marcu, scrisă această concluzie, după câte se pare, de altă mână decât restul Evangheliei. Ea prezintă un fel de rezumat al tuturor aparițiilor lui Iisus înviat, relatate de ceilalți trei evangheliști, așa cum ni s-a dat să ascultăm în cursul acestei săptămâni luminate din octava Paștelui. Dar să medităm puțin asupra fragmentului evanghelic de astăzi, făcând, bineînțeles, aplicare de fiecare dată la viața noastră de credință, pentru că Evanghelia, Scriptura, a fost scrisă nu doar pentru cei de acum 2000 de ani, ci a fost scrisă pentru toți oamenii din toate timpurile. Ce ne spune evanghelistul? Iisus i-a apărut mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese 7 diavoli. Aici autorul vrea să arate cum păcătoasa Magdalena devine favorizata. Foarte curios pentru noi, chiar foarte curios. Să ne amintim cum în casa fariseului Simon Iisus spusese: cel căruia îi se iartă puțin, puțin iubește. Cel căruia îi se iartă mult, mult iubește. Magdalena a avut o droaie de păcate. A fost o mare păcătoasă, dar s-a căit de păcatele ei și le-a plâns. Iisus a iertat-o. Dacă i-a iertat mult, înseamnă că a iubit mult. Păcatul poate deveni începutul unei mari aventuri spirituale. Nu vă mirați că vă spun acest lucru și îl mai repet.
păcatul poate deveni începutul unei mari aventuri spirituale. Și Maria Magdalena nu este singurul caz din Biblie. Să ne amintim, spre exemplu, de Matei Vameșul, păcătosul, care din Vameș a devenit apostol, unul din cei 12. Să ne amintim de Petru, apostolul, care l-a renegat pe Iisus în fața unei simple slujitoare, păcat mare, că a făcut-o și cu jurământ. Și Iisus l-a iertat pentru că s-a căit și încă l-a pus șeful bisericii, capul vizibil al bisericii sale. Să ne amintim de Zaheu din Ierihon, mai marele vameșilor, și multe alte cazuri. Păcatul poate deveni începutul unei mari aventuri spirituale. Nu ne mirăm de ce în noaptea de Paști Sfânta Biserică așa de frumos cântă în acel numit preconiu despre care v-am vorbit în noaptea de Paști. Fericit păcat, auziți, fericit păcat al lui Adam. Dar spune și pentru ce zice că e fericit păcat? Pentru că ne-ai meritat un răscumpărător atât de mare. Păcatul lui Adam și Eva a fost imens. A rupt legătura omului cu Dumnezeu. A rupt lumea de Dumnezeu. A fost imens păcatul, dar în urma lui Dumnezeu l-a trimis în lume ca răscumpărător pe însuși Fiul Său. Același lucru se poate spune și despre păcatele noastre, ale tuturor, deoarece, așa cum spunem în crez, pentru noi și pentru mântuirea noastră a celor păcătoși, Iisus s-a coborât din ceruri, a pătimit, a murit și a treia zi a înviat, adică ne-a mântuit. Pentru noi păcătoșii și pentru mântuirea noastră. Ce spune mai departe Evanghelistul în seara aceasta? Dar ei, adică apostolii, auzind că Iisus trăiește și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. N-au crezut-o. Aici autorul sublinează incredulitatea celor 11. Fusese 12, toți l-au părăsit pe Iisus cu excepția lui Ioan. L-au renegat, unul din ei l-a trădat, vânzându-l pentru un preț derizoriu de 30 de arginți, echivalent la vremea aceea cu prețul unui sclav. Acesta era Iuda, care s-a pierdut. Așa spunem noi, deși nu putem spune cu siguranță totală, pentru faptul că și-a pus ștreangul în gât, s-a spânzurat. Ceilalți 11 însă erau acum complet dezolați, ca și cei doi ucenici de la Emaus. De ce erau dezolați? Pentru că Iisus Hristos, maestrul lor, prietenul lor, nu mai era cu ei. Dușmanii l-au ucis, l-au îngropat și ei s-au întors la ale lor, pentru ca numai puțin mai târziu să-i vedem, și aici este impresionant, formând o comunitate ferventă, bine închegată, predicând la Ierusalim fără frică, chiar și în fața Sinedriului, forul suprem de judecată al evreilor. Ce predicau? Că Iisus a înviat. Centrul predicilor acesta a fost. Iisus a înviat din morți. Niciunul nu s-a lăsat prins în capcană. Niciunul nu s-a lăsat, cum spunem noi, dus cu zăhărelul. Niciunul n-a putut fi corupt de niciunul, de nimeni. Nimeni n-a reușit să-i împiedice să vorbească despre acest adevăr care este fundamental în religia noastră creștină, anume că Iisus Hristos a înviat biruitor din morți.
Deci era clar că ceva extraordinar s-a întâmplat în viața lor, că Iisus Hristos a înviat cu adevărat din morți. Dar ați auzit ce spune evanghelistul? Când i-a auzit-o pe Magdalena aceasta nebună, n-au vrut să o creadă. Incredulitatea lor ne uimește. Și mai spune evanghelistul, după acestea, a apărut celor doi dintre ei, altor doi dintre ei, sub o altă înfățișare, în timp ce mergeau la câmp. E vorba de cei doi ucenici de la Emaus. Iar ei s-au întors și au povestit celorlalți, însă nu i-au crezut nici pe aceștia. Vedeți ce interesant, ce curios? E clar că erau increduli peste măsură. Erau încăpățânați, adică în a crede că Iisus a înviat. Și mai spune evanghelistul că în sfârșit le-a apărut și celor 11 incredulilor, pe când stăteau la masă și i-a dojenit pentru necredința și împetrirea inimilor, pentru că nu i-au crezut pe cei care l-au văzut înviat din morți. Fraților, dacă biserica în noaptea de Paști, cum spuneam, cântă la preconiu, fericit păcat al lui Adam, pentru că ne-ai meritat un răscumpărător atât de mare, oare nu putem cânta și fericită incredulitatea apostolilor, pentru că ne-ai furnizat nouă o certitudine mai mare a faptului învierii lui Iisus? Ba da, putem cânta. E vorba de mărturia unor oameni normali, sănătoși la cap, dar încăpățânați în a crede, incredul, nici de cum naivi, nici de cum extaziați și iluminați. Evangheliștii, relatând faptul învierii lui Iisus, că toți evangheliștii relatează adevărul învierii lui Iisus din morți, relatând acest adevăr, încă un lucru interesant, ei nu vor să ne satisfacă curiozitatea noastră, ne lasă înfometați cu întrebările noastre indiscrete, ca de pildă, cum a avut loc învierea asta? Ce s-a întâmplat cu trupul de carne al lui Iisus? Pentru că Iisus a apărut în mijlocul lor, deși ușile erau încuiate. Cum s-a întâmplat? Sau ce s-a întâmplat cu trupul de carne al lui Iisus? Ce e acela, un trup înviat? Și așa mai departe. Așa suntem noi oamenii, curioși, indiscreți. Vrem să știm totul, totul, totul vrem să știm. Dar mai puțin să credem cu adevărat. Uite, evangheliștii nu ne spun decât ceea ce au văzut, faptul învierii. Am văzut noi, l-am văzut pe Iisus. Am stat de vorbă cu El, am mâncat cu El. Niciun dubiu că n-ar fi înviat. Asta ne relatează ei, faptul învierii, ceea ce au văzut. Admirabilă modestie, demnă de imitat de noi toți. Vorbăria multă și curiozitatea nu ajută la nimic când este vorba de misterele credinței. Suntem chemați să credem în Evanghelie, să credem în Dumnezeu care este adevărul cu majusculă. El nu înșeală și nici nu intenționează să înșele vreodată pe om. Tainele sale sunt de nepătruns pentru mintea noastră mărginită, dar nu incredibile, nu incredibile. Aici e și valoarea credinței noastre. Și conclude evanghelistul, apoi le-a spus, mergând în toată lumea, predicați Evanghelia la toată făptura. Ei, aici trebuie să ne găsim și noi identitatea noastră de ucenici ai lui Iisus primită la botez, adică să fim mesageri ai învierii.
mesageri ai mântuirii pentru lumea întreagă, prin cuvânt și mai ales prin faptele vieții noastre, fapte de înviat. Viața noastră întreagă să fie o mărturie vie, o mărturie adevărată a morții și a învierii Domnului. Așa să ne ajute Iisus cel viu. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Fraților prea iubiți, siguranța și curajul mărturiei credinței sunt rodul harului celui înviat, primit cu docilitate și ascultare. Să ne rugăm împreună și să spunem: Doamne, dă curaj credinței noastre. Doamne, dă curaj credinței noastre. Pentru ca succesorii apostolilor, care au primit misiunea de a vesti Evanghelia, să fie totdeauna docili puterii Duhului celui înviat, să ne rugăm. Doamne, dă curaj credinței noastre. Pentru ca toți guvernanții să ia decizii conforme planurilor lui Dumnezeu și să slujească persoana umană, să ne rugăm. Doamne, dă curaj credinței noastre. Pentru ca toți oamenii la care Hristos își trimite misionarii să recunoască pe adevărații apostoli ai celui înviat, să ne rugăm. Doamne, dă curaj credinței noastre. Pentru ca Duhul Sfânt să-i susțină prin curajul și sinceritatea proprie existenței celui înviat, pe cei care suferă persecuții pentru credința creștină, să ne rugăm. Doamne, dă curaj credinței noastre. Pentru ca exemplul și mărturia noastră de creștini să-i apropie de Hristos cel înviat pe cei care nu mai cred în Dumnezeu, să ne rugăm. Doamne, dă curaj credinței noastre. Pentru ca noi, cei prezenți aici, să scoatem din comuniunea euharistică puterea necesară pentru anunțul misionar al credinței noastre, să ne rugăm. Doamne, dă curaj credinței noastre. Pentru ca suferințele prin care trece acum omenirea să nu ne îndepărteze de Tine și cei loviți de această pandemie să primească ajutor de la Tine și să înlături cât mai curând de la noi această suferință. Noi Te rugăm. Doamne, dă curaj credinței noastre. Doamne, Tu cunoști îndrăzneala inimii noastre, care adesea se traduce în necredință sau indiferență. Dă-ne harul ca lumina credinței pascale să ne lumineze și să ne încălzească, încât să ne determine la răspândirea curajoasă a Evangheliei Tale, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Alleluia, alleluia.
fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea numelui Său, spre folosul nostru și al întregii Sfintei sale Biserici. Te rugăm, Doamne, dă-ne harul să-ți aducem necontenit mulțumiri prin aceste taine pascale, pentru ca ele, continuând în noi lucrarea mântuirii, să ne fie izvor de bucurie veșnică, prin Hristos, Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi. Vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în această zi în care a fost jertfit mielul pascal, Hristos, Domnul nostru. El este cu adevărat mielul care a luat asupra sa păcatele lumii, care prin moartea sa a distrus moartea noastră, iar prin învierea sa ne-a făcut părtași ai vieții dumnezeiești. De aceea întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie, împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare. Sfânt, 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 Domnul Sabaot, plină este cerul, cerul și pământul de bemărirea ta, de bemărirea ta. Osana, 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 netrușe e de sos, netrușe e de sos. Bine este cum ne tat, ce vele, ce bine vele, ne numele Domnului. Osana, 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 netrocie de sos, netrocie de sos. Cu adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu
care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea în veci.
Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și cu Duhul Tău. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Iisuse, eu te cred aici de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea Ta. Dragostea Ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în Tine. Maică preasfântă, dă-mi inima Ta neprihănită pentru a-L găzdui pe oaspetele meu divin. Mântuitor, și mă dăruiesc cu totul Ție. Dă-mi numai dragostea Ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu Te părăsesc, ci să împlinesc în totdeauna voința Ta. Amin.
Să-l reînnoiești prin tainele veșnice și călăuzește la învierea trupului spre slava nepieritoare, prin Hristos Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi și cu Domnul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până ne vea. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Încheiem în seara aceasta triduumul, adică cele trei zile de pregătire spirituală la sărbătoarea Divinei Îndurări de mâine. Prea milostive Iisuse, Tu care ești bunătatea însăși, aduci la adăpostul inimii tale îndurătoare sufletele nepăsătoare. Fă ca aceste suflete asemănătoare unor ființe neînsuflețite și care te dezgustă atât de mult să se aprindă de focul adevăratei tale iubiri. O Iisuse prea milostive, prin atotputernicia îndurării tale, atrage-le în însă și ardoarea dragostei tale și dăruiește-le iubirea sfântă, căci nimic nu ți este cu neputință. Focul și gheața nu pot sta împreună, căci ori se stinge focul, ori se topește gheața, dar îndurarea ta, o Doamne, poate să ierte păcate și mai mari. Părinte veșnic, privește cu ochi milostivi la sufletele indiferente pe care Iisus le adăpostește în inima sa îndurătoare. Tată al îndurării, te implor în numele amărăciunii pătimirilor fiului tău și în numele agoniei sale de trei ceasuri pe cruce, îngăduie ca și ei să laude abisul îndurării tale prin Hristos Domnul nostru. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne astăzi și ne iartă-nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Eliberează-ne, Doamne, de epidemia care ne-a lovit, ca să ne putem întoarce senin la ocupațiile noastre cotidiene și să te lăudăm și să-ți mulțumim cu inimă reînnoită. Doamne, ascultă rugăciunea noastră și strigarea noastră să ajungă la Tine. Să ne rugăm, Dumnezeule veșnic, a cărui îndurare este infinită și în care comoara milei este nesecată, îndreaptă spre noi o privire binevoitoare și fă să crească în noi milostivirea Ta, pentru ca în clipele grele să nu ne descurajăm și să nu ne pierdem speranța, ci cu cea mai mare credință să ne supunem voinței Tale sfinte, care este dragoste și milostivire, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace, aleluia, aleluia! Mulțumim lui Dumnezeu, aleluia, aleluia! Încrezători în promisiunile lui Iisus Hristos, ne rugăm pentru răposații Eugen, Mihai, Veronica și răposații familiei, pentru ca Dumnezeu să-i învie în ziua de apoi și să-i așeze în rândul sfinților săi. Păreți biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră primire, la chiar și morții te-ai supus, și ai revins prin ea dușmanul, pe cel ce-i moarte ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierdeară-și harul baptismal. Mereu cu cană de lava primine să dă, cum stau în așteptarea ta, și atunci când vei veni la lumea tău, voiuște vom întâmpina. Primește-ne, nata lumină, prea drepture judecător, cu tine să-L vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, bolnavii veșnic al luminii, să te slăbească neîncetat. În îndurarea Ta, Doamne, dă răposaților odihnă veșnică. În îndurarea Ta, Doamne, dă răposaților odihnă veșnică. Care ne-ai răscumpărat pe noi prin suferința Ta pe Sfânta Cruce. În îndurarea Ta, Doamne, vede răposaților odihnă veșnică. Tu care ești viața celor vii și învierea celor morți. În îndurarea Ta, Doamne, vede răposaților odihnă. Tu care prin botez ne-ai chemat pe noi la lumina împărăției Tale. În îndurarea Ta, Doamne, de răposaților odihnă veșnică. Tu care vei veni să-i judeci pe cei vii și pe cei morți. În îndurarea Ta, Doamne, de răposaților odihnă veșnică. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. În îndurarea Ta, Doamne, de răposaților odihnă veșnică. Doamne, îndură-Te de ei. Hristoase, îndură-Te de ei. Tatăl nostru,
care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Să ne rugăm. Dumnezeule Părinte Atotputernic, noi credem și mărturisim că Fiul Tău a murit și a înviat. Te rugăm ca frații noștri Eugen, Mihai, Veronica și răposații familiei care în această credință au plecat dintre noi, murind în Hristos, să se bucure de înviere împreună cu Hristos, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Odihna veșnică, dă-le lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Amin. Hristos, Amen, viabat din povolți, moare-te-a pe moare-te călcă, și ce venor din mormine-te viviață, eroi-mi-mine, Doamne. Hristos, Amen, viabat din povolți, moare-te-a pe moare-te călcă, și ce venor